permisiunea dumneavoastră, vom face o scurtă rugăciune. Rugăciune care dumneavoastră vă rog să nu o interpretați decât în sensul pe care vi l-am spus, acela de a susține familia alături de toți cei care iubesc familia creștină, această binecuvântare dintre bărbat și femeie, această legătură sfântă pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o nouă tuturor prin naștere de prunci și prin creșterea lor într-o educație creștină. Vă mulțumim! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, vistier al bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să spunem cu toții, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi netrebnici cu umilință, aducem această mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile care au fost asupra familiilor din comuna aceasta și asupra robilor Tăi pe care i-am pomenit. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul Te slăvim, Îți cântăm și Te rugăm să binecuvintezi pe robii Tăi aceștia, Mihail și Elena, Ioan și Maria, Petru și Niculina, Alecu și Colondița, Matei, Aneta, Vasile și Maria, Zaharia și Maria, Alexandru și Aurica, Constantin și Ana, Costică și Doina, Matei și Domnica, Neculai și Alexandrina, Costache și Ioana, Mihail și Ileana, Emil și Aurica, Costache și Minodora, Jean și Ileana, Gerasim și Viorica, Vasile și Maria, Alexandru și Antoneta. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul, Te rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, așa și de acum înainte învrednicește-i, a spori într-o dreapta credință în dragostea cea către Tine și către aproapele, într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale Tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii robii Tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruiește-le pace și liniște, ne învrednicește pe noi pe toți totdeauna grei și a cânta, Ție și Celui fără de început al Tău, Părinte, Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă, slavă Ție, Dumnezeul nostru, Dătătorul de bine în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru rugăciunile Tale, care astăzi, după cuvintele Ție, prin noi, smericile vecii răbii Tăi, pentru toate binefacerile Tale ce au fost revărsate asupra lor, a celor care au fost pomeniți în cei 50 de ani de împreună viețuire. Îți mulțumim și pentru bucuria dorită lor de a fi împreună și de a fi părinți trupești și sufletești, precum și de a vedea pe fiii fiilor lor ca niște mătițe tinere de măsini în prejurul meselor.
pentru toate bucurile, dar și pentru toate încercările și necazurile vieții, pentru toate cele din casele lor. Încă ne rugăm, Mântuitorul nostru, pomenește pe repetea aceștia și ascultă în continuare rugăciunile lor. Dorește, Doamne, ce mă găsesc împreună cu dâns și toate cele de cu câte mulțumire, că ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Binecuvintează Hristos, bine și fericire la mulți ani să trăiți. Multă sănătate, mulți ani din partea noastră a preoților, această vârstă binecuvântată. Felicităm inițiativa domnului primar și a Consiliului Local. Vă dorim multă sănătate, tot ceea ce vă doriți, nepoți frumoși și bucuroși. La mulți ani!